Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod. Astăzi facem un morning run cu al meu Golf 6R de 400 de cai 4x4 manual, așa cum îmi place mie. Mă rog, ați văzut că schimb vitezele de zice piu, piu, piu. Da, mă rog, nu știu cât ați văzut dintre voi vlogul cu MTB în care am dat o tură cu mașina și am prezentat-o, să zic așa. Da, și mașina a apărut la MTB prima oară și nu la mine pe canal, cum ar fi fost normal. Dar de asta fac clipul ăsta ca să... Mamă. Ca să ieșim împreună cu mașina astăzi la o tură. E ora 8:30 dimineața, am zis să ne apucăm așa de dimineață ca să nu prindem trafic, să fie bine, să fie liber, nu știu ce. Și haideți puțin să vă arăt mașina la exterior. Bun, deci asta e mașina. Asta e mașina, un Golf 6R manual de 400 de cai, albastru, blue air, culoarea alui original, gen. Că mulți mă întreabă, bă, e vopsită, arată așa bine, mă, are și ea câteva zgârieturi, are și ea 10 ani, adică... Na, e o mașină de 10 ani, adică nu e țiplă, gen. Și hai să începem de la exterior. Avem niște frâne mari, big brake kit de... Ovidiu știe mai bine de ce sunt. Audi, cred că A8, RSQ5, pe aici ne încadrăm cu ele, cred. Mă corectează el dacă îmi vede vlogul. Da, deci toate modificările sunt făcute de Ovidiu. În caz că nu știați, tovarășul meu Ovidiu e campion național la viteză în coastă. Poate o să facem și un vlog cu el, să vă prezentăm setul lui de curse, care și ăla e țiplă din toate punctele de vedere. Pe spate, pe spate nu e așa... Mă, e un Golf 6R destul de stoc așa în aparențe, adică nu am vrut să atragă atenția. Avem o evacuare cu tipsuri de la Krapovici. Pe aici atârnă o țeavă. Deci să știți că mașina e foarte silențioasă. Mă rog, ați văzut voi cold start-ul ăla, dar să știți că nu e așa de gălăgioasă mașina, pentru că are trei intermediare, adică efectiv e, nu știu cum să zic, ca o mașină normală. Deci e normală din toate punctele de vedere, nu se aude, nu face pops and bangs, nu, deci absolut nimic, că toți m-ați întrebat, cum nu face pops and bangs la atâția cai? Nu face, frate, pentru că e mașină făcută cu gust, din bară în bară, nu se atrag atenția, nu să, da, să aibă așa un pic de putere, să fie bine, știi? O vedeți un pic lăsat, da? Avem o suspensie adaptivă ca VV3 DCC și credeți-mă, o țin doar pe confort. Adică nu simt nevoia de mai mult, pentru că pe confort se... Deci credeți-mă, e mai rigid Loganul meu, că m-am și un Logan pe gaz, că nu poți să folosești mașina asta daily în București, că n-ai nicio șansă. Și e mai rigidă aia decât asta, deci decât Golful. Și nu mi-a venit să cred. Ca și jante, că n-am apucat să vorbim despre ele. Avem niște OZ-uri, ultra legera pe 18, cu pilot sport 4, 225-40-18, am prins cauciucurile astea, dacă vă zic, 12 milioane, toate 4, aproape noi, adică, uitați-vă la ele, frate, sunt, mă rog, nu știu exact cât vă dați seama, dar sunt foarte bune. Na, folie pe geamurile spate și lunetă ca, na, ca toată lumea. Și hai să trecem un pic la interior. La interior. Hai să începem cu scaune, nu? Sunt niște scaune de air normale, textile, adică nu e nimic, nu sunt cu reglaje electrice sau ceva. Na, e un Golf, știți comenzile care sunt, volanul de air cu astea negre pe aici, badge-ul de air. Și hai să intrăm la interior. Da, nu are padele sau ceva pentru că e manuală și să știți că ăsta luminează în întuneric, adică gen când aprind faza, mă rog, pozițiile. Nu vă dați seama acum, indiferent dacă l-aș aprinde eu. Trapă frumos aici unde mai vorbesc eu cu Dumnezeu, da? Și ca și dotări, cum sunt butoanele la BMW în stânga aici, avem și noi butoanele noastre aici și avem așa. Trecem controlul, dai să focalizez, bun. Traction controlul, confort sport și normal, asta e pentru suspensie, senzorii de parcare, aici cred că ar mai fi un USB și aici ar mai fi ăla de să parcheze singură, parcă, nu știu exact, dar cred că aia e. Ca și navigație am lăsat RNS-ul pentru că nu am simțit nevoia de mai mult pentru că am prin Bluetooth și pe altceva ce să vă arăt. A, fețele de ușă sunt cu piele și scaunele sunt cu... textilul ăsta, Alcantara, nu știu dacă e Alcantara, partea asta așa gri, dar cam asta e. Trapă, spatele, da, cam asta e.
Hai să dăm o tură cu ea și să vorbim mai multe. Bun, deci suntem la interior acum, avem un Golf 6R de 400 de cai manual, mă rog, nu are chiar 400, are 390, dar așa îmi place să zic, are 400, 390, în fine, pe acolo, asta e important. Și să știți că e mașina perfectă pentru mine. Și să vă zic și de ce. Ca idee, eu în trecut am mai avut câteva mașini. Am avut un Logan 1.5 pe care și pe ăla l-am modificat. După care am avut un Golf 6 GTD care, ce să vezi, și pe ăla l-am modificat. I-am pus frânele de la ăsta, fix de la mașina asta, și downpipe și soft. Mi-a produs undeva la 196 de cai pe dyno. După care am avut un Seat Leon Cupra R, cea neagră de Ilfov, pe care o găsit și la Merită toți banii pe vlog, fosta mașina lui Andrei. Și după ce am vândut-o pe aia, mi-am luat-o pe asta. Și nu regret absolut deloc alegerea făcută. Fosta mașină Cupra, sincer, nu prea mi-a plăcut atât de tare, pentru că era genul de mașină care fugea, într-adevăr, dar parcă nu avea acel ceva la exterior, la interior. Adică Seat oricum e un brand mai low cost din punct de vedere al materialelor, mă rog, în trecut vorbim, decât Audi sau Volkswagen sau Porsche, mă rog, nu se găsește comparația aici. Anyway, ideea e că materialele din interior nu era, ci era foarte plasticoasă. Mă rog, nu zic că nu era bună mașina, dar nu era perfectă pentru mine, pentru că, nu știu, nu mă atrăgea, adică fugea și atât, din punctul meu de vedere. Am luat-o pe asta și efectiv le are pe toate. Consumul e mic, deci dacă vă zic ce consum am la 400 de cai, nu mă credeți, hai 390. Am consum de 7-8 la drum lung, ceea ce mi se pare mai mult decât suficient pentru o mașină de genul. Atunci hai să ne facem, uite, să vă faceți un calcul, cu 100 de lei fac undeva la 150-160 de kilometri și nu neapărat că merg bătrânește, 60-70-80 și mai dau și un 2-3-4, o chestie de genul ăsta. Dar nu simt nevoia să merg tare cu ea, pentru că e atât de confortabilă încât îmi vine doar să merg cu ea, să ascult o muzică bună și să mă bucur de ride, știi? Ca și modificarea, să începem cu exteriorul. Avem un difuzor de carbon în spate, avem tipsurile de la Akrapovici, evacuare dublă, avem jantele de la OZ pe 18, cu Michelin PS4 225-4018, pe care v-am zis, le-am găsit la preț de nimic, mai puțin de jumătate de preț. Ca și exterior, mai e un mic lip, spoiler, în spate, pe lunetă, așa, și nu știu ce ar mai fi la exterior, pentru că nu prea are moduri la exterior. Pe partea de performanță avem niște frâne mari, repet, să mă corecteze dacă greșesc, dar așa parcă știu de la Ovidiu că sunt de Audi, frânele alea, și parcă le-am mai văzut și pe niște A8-uri, astea noi acum, parcă și pe Q8 le-am văzut aceleași frâne, aceleași etrieri și le asemănă între ele. Avem o admisie, hai să auzim un pic, ia, cred că aici s-au de ea. Te-am pic, ia, te-ai să-i dăm mai de jos, uite, 2000 și un pic de ture. Cred că o auziți, nu? Sper că se aude. Ce frumos aude. Nu puteam să mă abțin, era acolo un bus, aproape șanez, hai să... Bun, avem o admisie cu filtru Revo. E un filtru oversized. E un pic murdărel, trebuie să-l curăț. Tot mă țin să-l bag la spălat, mi-a zis Ovidiu cum și... Da. N-am mai apucat. Avem PCV de lit de la vis, avem pinionul de la pompa de ulei, nu? Nu, pinionul balansier, da? Tot de la vis. Avem o protecție termică de la Bartec,
acolo peste turbină, avem bobinele de pe 8 roșii, avem, ce mai avem, PCV delete am zis, n-am oil catch tank. Downpipe, evacuare, custom, cu 3 intermediare, să știți că mașina e foarte, foarte silențioasă, deci vă asigur că e foarte silențioasă, adică nu știu cât dintre voi știți vlogul cu MTB. Și a zis și el, bă, nu are cum să fie așa, uite chiar are. Așa, ce mai avem parte de performanță? Softul, stage 2, 3, 4, stage 2, făcut la Atim, unde a scos 390 cu 530 de Newton parcă, trebuie să mă uit că am, au postat ei pe Instagram și am acolo postarea salvată. În rest, a, mai avem suspensia KVV3 DCC care își merită toți banii, pentru că când o dau pe confort, e confortabilă și e barcă mașina și uite așa face și dansează pe drum, și când o dau, mă rog, în normal se simte un pic ca și cum ai avea arcuri, să zic, și pe aia când o dau în sport, atunci se schimbă situația, mașina e kart. Și atunci și cu cauciucurile astea PS4, v-am zis, e kart mașina. Ce frumos aude. Ca și cutie de viteză avem o cutie în 6 trepte, manuală. Ar fi fost bun un DSG, dar hai să vă zic de ce am luat manuală. Eu când m-am hotărât să-mi iau Golf 6R, aveam de ales între două variante. Era un Golf 6R pe OLX, alb, cu trapă și DSG, dar era stock. Avea doar niște jante de la Z Performance, parcă. Și după aia era Golful lui Vali, fostul lui Ovidiu, construit în fine. Și era deja modificat. Eu oricum aveam, oricum cu fiecare mașină am modificat-o. Dar am zis, bă, mai bine pot să iau manuală și eventual dacă mă ia pe mine capul să-i pun un DSG, îi pun ulterior, dar o să fie mult mai ieftin decât m-aș apuca de modificări din nou, adică, a, și am uitat de intercooler, avem un intercooler Wagner, apropo. Dă-i intercooler, dă-i admisie, dă-i bobine, dă-i soft, dă-i downpipe, dă-i evacuări, dă-i suspensie. Și prețurile clar erau mult peste și duble, poate triple, decât dacă i-aș pune un DSG. Adică asta am zis, bă, să fie compromisul, știi? Și am zis, nu, mai bine o iau pastă, deja modificat, o știu mașina, puțin kilometri, e ok, oricum erau amândouă la fel ca și kilometri. A, și în plus, asta e albastru ăla de R, aia era albă. Mă rog, dădea bine în contrast în alea, știi? Dar aia era stock mașina, deci aia era stock, doar că era DSG. Și am zis, ok, hai că iau pasta și v-am zis, nu regret alegerea făcută, mașina merge și în ziua de azi după atâția ani. În fine, și ideea e că eu nu am prezentat-o cu voi pe canal. Nu am prezentat-o cu voi pe canal și am zis să dăm așa o tură dimineața, că e... Că e răcoare și e frumos afară și e soarele ăsta și să dăm așa o turică. Să vă povestesc un pic despre mașină, să vă arăt pe exterior. Și cam asta e. Dacă vă place ceea ce fac și dacă mai vreți să vedeți mai multe vloguri de genul, nu uitați să dați un subscribe la canal. Eu sunt Fabian și ne vedem data viitoare. Pa!